Bună seara tuturor, preasfințiile voastre, cucernici părinți, dragi studenți, dragi seminariști, onorată audiență. Vă doresc tuturor, bine ați venit la conferința lunară organizată de Centrul Cultural Catolic, pentru că vorbitorul preferă să vorbească așezat, voi proceda și eu în același fel. Ne bucurăm de posibilitatea acestor conferințe, iar preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul nostru de Iași, a dorit mult acest centru cultural catolic în ideea de a promova dialogul cu cultura. Și invitații noștri vor fi în special laici, ca și în această seară. Asta înseamnă laici asumați, dar laici care au, iată, și o percepție foarte acută a realității și credem că în biserică este nevoie să fie ascultată și auzită vocea laicilor. Pentru această conferință, amintesc de la început că jumătate din spațiu va fi acordat conferinței, iar cealaltă jumătate este alocată discuțiilor. De aceea, pe parcursul conferinței, gândiți-vă la întrebări pe care le aveți, le puteți formula în direct la microfon sau avem acolo niște foițe și pixuri, puteți scrie întrebarea dacă cumva nu vreți să vă exprimați direct la microfon și apoi puteți adresa aceste întrebări. Ar fi păcat să nu folosim aceste seri și aceste întâlniri pentru a găsi răspunsuri la întrebările noastre, la neclaritățile noastre, la uimirile noastre. Iar tema din această seară va fi una foarte provocatoare. Pentru evenimentul din această seară avem bucuria de a-l avea ca invitat pe domnul Vlad Ropotică. Voi face o scurtă prezentare. Dânsul este, în limbajul de astăzi, Senior Training and Learning Specialist, formator cu o experiență de peste 10 ani în domenii economice diverse, de la achiziții și vânzări până la management și leadership. Este specializat pe dezvoltarea echipelor și organizațiilor, comunicare și digitalizarea proceselor interne. Are un master în teologie romano-catolică și pentru mulți dintre noi este foarte cunoscut și apreciat în calitatea sa de realizator al emisiunii Creștinism și Civilizație la Radio Ercis FM. De asemenea, episcopii noștri l-au invitat la cursuri de formare pentru preoți, deci și noi preoții avem nevoie de laici cu expertiză pentru ca să ne formăm bine, iar dânsul este o voce ascultată și respectată și e invitat de asemenea la simpozioane cu caracter teologic. Conferința din această seară se intitulează Noul ateism, atac și argument. Când am propus această temă domnului Vlad Ropotică, a primit-o cu mare bucurie, a acceptat să țină această conferință și am spus de la început că ne interesează foarte mult tema noului ateism din perspectiva impactului pe care această ideologie îl are asupra generațiilor tinere. Și spun de la început, amintesc de sociologul italian Franco Garelli, care are o carte publicată în 2016 intitulată Piccoli atei crescono, davvero una generazione senza Dio? Micii atei cresc, cu adevărat o generație fără Dumnezeu. Aproape 30% din tinerii din Italia nu se mai declară, să spunem, ca aparținând bisericii sau unei credințe religioase.
Eu cred că este suficient să aruncăm o privire la tabloul, hai să spunem, studențesc din Iași, să ne gândim la studenții catolici din Iași, câți mai frecventează biserica, câți se mai regăsesc așa ca membri ai bisericii, și cred că studiul lui Garelli ar fi de mare relevanță pentru noi. De aceea cred că această conferință din această seară este foarte necesară și este necesară pentru păstori, pentru educatori, pentru studenții care sunt aici în sală și pentru preoți și viitorii preoți. De aceea ascultăm cu mare interes această conferință și nu uitați, ascultând conferința, să formulați întrebări și să nu-l iertați deloc pe domnul Ropotică. Și-a asumat răspunderea de a ține această conferință, să răspundă. Domnule Vlad Ropotică, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! Ca să-mi citez așa un fost coleg, formator și el de ceva mai tânăr, la începutul carierei, undeva pe la 20 de ani avea, dar într-adevăr un personaj aparte, un grec, Vasilis îl chema, și Vasilis, când începea o sesiune de formare cu noi studenți, să le spunem, le spunea întotdeauna use me and abuse me. Folosiți-mă și cumva abuzați de tot ceea ce știu, scoateți de la mine tot ceea ce știu. Iar ceea ce nu știu, oricum n-am cum să vă spun. Nu e o problemă. Bun, așa ca pauză organizatorică înainte de a începe, mi-aș dori să nu fie o seară doar a monologului, ci și una a dialogului, de aceea vă încurajez, cei care vă doriți să puneți întrebări, chiar și acum la început puteți veni să luați bilețele și pixuri de aici din față, putem să rezervăm un minut, două, dacă vreți să veniți să vă luați, pentru că nu se știe când ne vine o idee în timpul conferinței și ne pierdeți. Da, sau cineva să ne ajute să le distribuim repede. Antonio, te rog, să ne ajut să distribui pe cei care... Ai zâmbit frumos, probabil, și așa. Ai fost în vizor. Pentru cei care doresc... Așa. Știți că mari poeți se spune că lângă noptieră țineau un carnețel, în cazul în care în timpul nopții sau ceva venea câte o idee foarte bună și unică, să n-o piardă. Așa și cu bilețelele. E bine când ne vine în timpul conferinței o întrebare să o notăm. Chiar dacă vom adresa live la microfon și avem acest curaj și e foarte bine, să nu o uităm, să nu trecem pe lângă ea. Bun, până încheiem partea asta organizatorică, îi mulțumesc și eu părintelui Iosif Antili pentru invitație și pentru tema propusă. Într-adevăr, este o temă de actualitate și mi-a părut bine ca ieri dimineață în studioul RCS FM să discutăm un pic la matinal despre această temă și cumva de aici aș vrea să și încep discuția din seara asta. Să repet cumva o întrebare pe care părintele Cristi Diac a pus-o dimineață, ieri dimineață. O întrebare care cred că pe care mulți s-ar putea să vă puneți în seara asta, și anume, bun, suntem într-o catedrală, pe primul rând stau episcopi, parohul catedralei, oameni respectabili, credincioși, seminariști, plini de colare prin sală. De ce am vorbit de ateism? Care dintre noi e ateu aici? Ce treabă avem noi cu ateii? Sau poate, nu știu, ne-am adunat la vreun stand-up comedy sau sit-down, că stau jos, în care, nu știu, să ridiculizăm ateismul, să spunem cât e de ridicol, că să facem un pic de glume pe seama. Asta să fie oare sensul, ăsta să fie sensul și rostul întâlnirii? Și v-aș spune că nu. Ieri răspunsul pe care îl dădusem părintelui Cristi era că ateismul nu mai e atât de exotic pe cât credeam noi, să zicem, la începutul anilor 90, când, nu știu, peste 90% dintre români se declarau puternic credincioși, nu doar că aparținând unei orientări religioase. Cifrele s-au mai schimbat între timp, avem un procent din ce în ce mai mare de atei, așa că nu e doar ceva exotic, ci ne întâlnim la fiecare pas și în jurul nostru cu oameni care nu mai cred, dar cred că mai e și ceva în plus de atât. Ceva care ne privește pe fiecare dintre noi de data asta. Și aș vrea să iau exemplul unei persoane pe care s-ar putea să o cunoașteți și să dau și un premiu, promit că dau un premiu pentru cine îmi răspunde la această întrebare, excludem preoții din ecuație, asta să fie așa un premiu afacere între noi laici, știți? Discriminare,
discriminare, da. Nu de altă, dar s-ar putea să aveți premiu de asta, nu? Aș vrea să iau exemplu unei persoane și aș vrea să ghiciți cine este acea persoană. O persoană pe care cei mai mulți dintre noi o cunoaștem și cu care s-ar putea să ne intersectăm uneori și teoretic ar fi trebuit să fie, la fel ca mine, la fel ca fiecare dintre dumneavoastră din această sală, o persoană a religiei, o persoană credincioasă, crescuse într-o familie foarte religioasă, era acum la vârsta maturității într-un mediu religios, foarte apropiată de biserică, se întâlnise și cu papa la un moment dat, deci era o persoană bine, bine văzută în biserică. Și totuși, la un moment dat, într-un moment destul de dificil, chiar aproape de moarte, simțind că îi se apropie moartea, se confesează unui apropiat și spune următorul lucru. Și aici vreau să citez. Nu mai cred în viața veșnică. Mi se pare că după această viață pământească nu mai urmează nimic. Nici nu pot să-ți descriu întunericul în care mă scufund zi după zi. Cine a spus aceste cuvinte? Și promit să vă dau un premiu. O mână în spate. Nu, nu, un like. Vei deveni preot. Nu-i colarul la gâda. Hai să vedem. Cine încearcă? Promit că-l dau. Cine credeți? Se aude așa șoapte? E cineva care încearcă? Hai să dăm voi atunci unui seminarist să încerce. Te rog. Exact. Hai. S-ar putea să o ai. O ai, nu? Foarte bine că o dai cadou. Cui vrei? Unui like de preferat. Într-adevăr, cea care spune aceste cuvinte este Sfânta Tereza de Lisieux sau Sfânta Tereza Pruncului Iisus, cu doar vreo 4 luni înainte de a muri, în fața unei colege de convent, de mănăstire, spune aceste cuvinte. V-ați fi așteptat? Poate că nu. Fiecare creștin, sau aproape fiecare creștin, creștin pe bune, trece măcar o dată printr-o perioadă de întuneric profund, spiritual. E ceea ce spune Sfânta Tereza, altă Tereza, da? De data asta mergem în India, la Calcuta. El spune că ani de zile am slujit, dar am slujit într-un întuneric al sufletului. Ateismul nu e doar pentru alții. Fiecare dintre noi putem să ajungem într-o zonă a acestui întuneric. Laici sau preoți, nu există discriminare în această zonă. Anumite încercări ale vieții, anumite lucruri care se întâmplă poate în viața noastră ne pot conduce acolo. Și pentru că duminică e 17 martie, știți în ce țară e mare sărbătoare duminică? În Irlanda, e Sfântul Patrick sau Patriciu, care, nu știu dacă știați, dar a fost un mare ateu. Deși crescut într-o familie bine înfiptă religios, bunicul preot, tatăl diacon, mama și ea foarte apropiată de biserică, la vârsta tinereții se depărtează de Dumnezeu și scrie el acest lucru în autobiografia lui. Ajunsesem să nu mai cred că există un cer, că există Dumnezeu. Iată de ce vă propun în seara asta să discutăm despre ateism și ca să pun o virgulă despre noul ateism, pentru că această pierdere a imaginii lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, nu e imposibilă. Nu e ceva izolat sau ceva, nu știu, foarte rar care se întâmplă. Nu, e aproape de noi. Și dacă nu găsim noi suficiente motive pentru care să nu mai credem, sunt destui binevoitori în jurul nostru, despre care vom vorbi în această seară, care să ne arate de ce n-ar mai trebui să credem în Dumnezeu. Dar înainte de asta, haideți să ne gândim la o metaforă. Vă provoc să vă gândiți la o metaforă. Unde credeți că îl găsim mai ușor pe Dumnezeu? Și gândiți-vă la construcții. Uitați, suntem într-o catedrală, într-o construcție. Și oamenii fac tot felul de construcții. De obicei, ei construiesc pentru a-și ocroti viața sau pentru a-și îmbunătăți viața. Case pentru a ne adăposti pe noi și familiile noastre, grădinițe, școli, licee, facultăți pentru a ne educa,
și a învăța mai multe, ce mai construim, spitale pentru a ne trata de boli, restaurante, cluburi și așa mai departe, încât să ne ostoim această sete după distracție, magazine, supermarketuri pentru nevoile de bază, muzee, teatre pentru cultură și așa mai departe. Construim tot felul de lucruri. Și toate vedeți că au legătură cu viața. Dar la mijlocul veacului trecut, Europa vedea că se ridică așa pe teritoriul ei și alte tipuri de construcții. Și vă dau câteva nume care poate să vă, pot să vă sune sonor. Treblinka, Dachau, Mauthausen. Vă sună cunoscut? Dar cel mai cunoscut dintre toate este Auschwitz. Acestea nu mai erau construcții pentru ocrotirea vieții, ci pentru curmarea ei. Construcții ale morții, fabrici ale morții, chiar după numărul celor milioanelor de oameni care și-au găsit acolo sfârșitul. Și am avut de două ori în viață șansa să merg la Auschwitz și să văd ce e acum. Și deși e iarbă, sunt panouri turistice foarte simpatice, ghizi foarte bine informați, totul e bine ordonat, aranjat, totul apare foarte frumos, nu poți să te debarasezi de senzația de moarte care e în jur. Iar polonezii spun, localnicii spun că nici astăzi, după zeci de ani, nici o pasăre nu cântă deasupra fostelor lagăre, ca să vă imaginați ce înseamnă cultura morții. Însă în acest loc, un scriitor englez pe nume Andrew Ames spune un lucru. Am văzut, spune el, într-un fost lagăr, pe o piatră, inscripționate câteva cuvinte. Dacă Dumnezeu ar exista, El ar trebui să mă implore să-L iert. E mesajul probabil al unui om care și-a găsit sfârșitul acolo, într-un asemenea lagăr, care a văzut cât de jos poate coborî natura umană și cât de josnici putem fi noi cu semenii noștri. Vreau să vă spun de la început, ateismul nu e un subiect ușor, nu e un subiect frumos, nu e nici măcar un subiect care să, pe care să-l putem trata foarte light, așa cum am spune noi astăzi. E simplu, avem, luăm o cărticică, o broșurică, 10 argumente pentru existența lui Dumnezeu, le-am citit pe alea, le dau mai departe și treaba e rezolvată. Nu, nu e chiar așa. Cum i-ați răspunde, poate e o întrebare retorică, unui om care a scris acele cuvinte pe piatra din lagărul de exterminare? Dacă Dumnezeu ar exista, ar trebui să mă implore să-L iert. Și vă recomand un film care menționează tocmai această idee, un proces pe care prizonierii evrei dintr-un lagăr de exterminare îl fac lui Dumnezeu. Și e foarte interesant să vedeți cum acei prizonieri încep să spună: Dumnezeu nu și-a ținut legământul cu noi, cu poporul Lui. Alții spun: da, dar nici noi n-am procedat corect în anumite situații. Și această luptă între apărarea și acuzarea lui Dumnezeu într-un lagăr, să vedeți cum decurge. Noul ateism, de fapt, ca și vechiul, are un cadou pentru noi creștini. Un cadou care nu ne place însă. Și anume că ne pune o oglindă în față. Ne întreabă: sunteți creștini? Și noi spunem da. Sunteți catolici? Da. Mergem la biserică. Ținem toate posturile. Începem, știți, ca acel fariseu din Evanghelie. Începem așa, avem o listă cu realizările noastre spirituale. Și ateii ne întreabă: ok, bun. Sunteți morali atunci? Da. De ce? Și începe o listă. Cruciade, inchiziție, războaie religioase, imoralitate, infracționalitate în țări creștine. Și lista e lungă. Extremism, terorism și așa mai departe. Credeți în Dumnezeu? Și noi spunem da. Și cum e Dumnezeu ăsta al vostru? E autoputernic, da. Și e foarte bun. Da, e bunătatea într-o ființă. E efectiv definiția bunătății. Da, e și ea atotputernic și bun. Și noi spunem da. Și ni se pune o întrebare: atunci de ce un copil de câteva luni, fără nicio vină, face un cancer, o formă rară poate, și suferă mai mult decât ne-am putea noi imagina? Ce Dumnezeu e ăsta? Și astfel de întrebări ne fac câteodată să ne dăm seama că nu e atât de simplu să răspundem ateismului, fie el vechi sau nou. E destul de complicat și destul de dificil.
Acest strigăt al condamnatului din lagărul Holocaustului ne urmărește așa zi de zi și sapă cumva în mintea noastră, iar în mintea multor tineri această idee a săpat până la bază. Și a spus, nu, refuz să cred într-un astfel de Dumnezeu. Iată de ce vă spuneam că nu e cea mai plăcută dintre discuții, dar e una utilă. Pentru că în jurul nostru, așa cum spunea și Părintele Iosif, în jurul nostru avem copii, tineri, mici atei care se nasc și cresc și din ce în ce mai mult aceste generații se îndepărtează de o credință în Dumnezeu. Și vin părinții către biserică și spun, părinte, copilul meu nu mai crede. Sau acei tineri resping cu tot ce înseamnă biserica, devin influencer chiar împotriva bisericii. Și de curiozitate, încercați să intrați pe internet, să căutați, nu știu, cei mai cunoscuți 10 atei din lume și să vedeți câți dintre ei au un background religios, crescuți în familii foarte religioase, unele catolice. Și atunci există o vedetă de televiziune americană, Bill Maher îl cheamă, care a făcut un film în care ridiculizează religia. Filmul se cheamă chiar așa, Religulos. E un joc de cuvinte între religious, religios și ridiculos. E ridicol. Și fraza cu care el își începe, scena în care își începe acest film, este într-o biserică frumoasă, barocă, catolică, cu un confesional foarte frumos și el intră în acel confesional și îi se aude vocea, binecuvintează-mă, părinte, că ce-am păcătuit. Ultima mea spovadă a fost acum 40 de ani. Și continuarea filmului nu vă imaginați că e vreo spovadă, nici de cum. E tot o bătaie de joc la adresa religiei, un fost catolic. Așadar, aceste argumente sapă uneori chiar și credințele pe care noi le credem foarte bine înfipte. Așa că avem nevoie să cunoaștem logica, argumentele, atacul pe care această idee și ideologie îl dă asupra creștinismului și asupra religiei în general și să facem eforturile care țin de noi pentru a o contracara în mediul nostru, a-i ajuta pe cei care sunt în această situație, în acest întuneric, citând-o pe Sfânta Tereza, în acest întuneric să iasă de acolo, să meargă spre lumină. Și ca să fiu sincer, e și un pic de experiență personală la mine aici. Undeva la finalul adolescenței, începutul tinereții, am experimentat și eu puțin din această zonă. Am crescut într-o familie creștină în care ideile religioase nu erau cum sunt în multe familii românești, la și altele, ci erau chiar destul de prioritare. Nu era un capitol secundar religia, ci unul principal. Încă din copilărie, de la bunica, apoi de la părinți, de la o bibliotecă foarte bine echipată, religios a tatei, mediul era unul religios. Și totuși, undeva pe la 18-19 ani, am început să găsesc alte idei mai atractive. Nu am devenit ateu, dar am ajuns într-o zonă în care apreciam ca foarte logice și chiar de bun gust argumentele noului ateism. Și astăzi cred că unele dintre aceste argumente sunt bune și ne sunt și nouă utile și o să vedeți care, altele fiind total deplasate. E și ceva toxic în acest nou ateism și în contactul pe care tinerii să știți că l-au cu această mișcare. Vă spun, revenind la experiența mea, că și eu deveneam un critic destul de acid al religiei, oamenii care erau se considerau a fi religioși, mi se păreau niște limitați și bigoți, supranaturalul mă deranja, minuni, hai, să lăsăm. Niște fenomene naturale pe care nu știm să le explicăm, nu există supranatural. Oamenii nu mă convingeau, creștinii nu mă convingeau, cărțile nu mă mai convingeau, totuși păstram o fascinație pentru cineva anume și o să vedeți la final la cine mă refer, o fascinație care avea să mă surprindă însă la final și vorba unui fost mare ateu să mă surprindă sau să fiu surprins de bucurie și o să vă arăt la cine mă refer la final. Redevenind un pic tehnic, pentru că e o conferință și schematic, aș vrea să vă spun că pentru seara asta am câteva obiective. Aș vrea să survolăm puțin așa de la înălțime
tema, pentru că nu avem timpul, locul, spațiul să o dezbatem în toate profunzimile ei. Pentru mine, vă mărturisesc că asta a fost provocarea cea mai mare, să selectez din tot ceea ce aș fi vrut să vă spun, lucrurile care să se încadreze așa în durata și în spațiul pe care îl avem. Survolăm de la înălțime, vă spuneam, tema noului ateism și abordăm trei direcții. Ce înseamnă noul ateism? Apariție, specific, reprezentanți. Care sunt argumentele acestor oameni și care e contribuția noastră a creștinilor? Ce facem noi? Și aș vrea să începem cu ce este noul ateism. Și mă întreba și ieri dimineață Părintele Cristi, zice, bun, există nou ateism și vechiul ateism? Și răspunsul este da. Există și vechi și nou un ateism. Cele două categorii ar trebui înțelese bine. Cine sunt cei vechi întâi? Nu avem o categorie clară a ateismului înainte de această auto-intitulat nou ateism. Pentru cei vechi, putem să spunem că îi găsim la început prin Grecia Antică, cei care negau panteonul grecesc, filozofii pre- și post-socratici, apoi mai avem și în lumea romană câțiva, în zona Evului Mediu, un început de ateism în anumite zone, dar o explorare mai mult, nu neapărat o declarație efectivă de ateism, știind că Evul Mediu nu a fost neapărat o epocă foarte tolerantă cu ideile în general, și nu mă refer doar la creștinism. În orice zonă civilizațională în acea perioadă, în acel mileniu, veți merge, veți vedea o lipsă a toleranței umane pentru ideea celuilalt. Deci nu mă refer strict că e capcana asta să spunem, da, creștinii erau intoleranți atunci. Nu, nu. A fost o perioadă pentru toată omenirea. Și dacă facem un salt în timp, ajungem în secolul al XVIII-lea la iluminiști și prin toate manualele de ateism și scrise de atei și de creștini, pe ăștia îi vedeți prima dată. Cel mai cunoscut fiind un francez, îl cunoașteți, îl știți? Nu Rousseau, mai Voltaire. El este cel mai... Cu toate că Voltaire, să știți că nu era ateu. Sau nu era un ateu, cum îi știm noi astăzi pe atei. Era o combinație între un anticlerical și puțin agnostic. Dar nu era un ateu în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce își doreau iluminiștii erau să elimine cumva din gândire și din practica socială tot ceea ce însemna lipsă de rațiune. Pentru ei, valoarea supremă era rațiunea. Și atunci, ce nu e rațional, trebuie eliminat. Bineînțeles, primul lucru care ne sare în ochi și e irațional, nu e religia, ci e superstiția. Și cu asta se băteau în special iluminiștii. A fost o mare speranță pentru Europa, pentru unii gânditori, începând cu secolul al XVI-lea, reforma protestantă. Protestanții care au venit tocmai cu această idee. Înlocuim Biblia și tradiția cu un alt binom, Biblia și rațiunea. Adică totul trece prin acest filtru. Și unii filozofi au fost foarte încântați de această nouă posibilitate, l-aș cita mai ales pe Erasmus din Rotterdam, foarte încântat de această idee. Însă pe vremea iluminiștilor, deci la 200 de ani după începutul reformei, și-au dat seama că fusese un fiasco total. Reforma nu făcuse decât să rupă biserica. Biserica era și ea, cel puțin în Franța lui Voltaire, bine mersi, stătea bine, așa că Voltaire era nervos că erau prea mulți preoți în Franța, vă spuneam, era un anticlericalist convins, protestanții, hugenoții din Franța nu-și făceau treaba, așa că nu, dezamăgire totală. Mai târziu, după Revoluția franceză, apare un ateism ceva mai agresiv. Și aici mă refer la secolul al XIX-lea, secolul Sfintei Tereza și a contemporanilor ei, apropo, un ateism asumat de data aceasta, declarat, scris. Marx, Nietzsche, Engels, filozofi care deja și-asumau ca program ateismul. Marx spunea, mai știți ce spunea despre religie, ce este religia? Cei mai în vârstă ar trebui să vă aduceți aminte de la orele de educație. Opium pentru popor. Bună sfârc. De ce opiu pentru popor? Și multă lume și astăzi înțelege această afirmație a lui Marx ca și cum opiul este o otravă și otrăvește poporul și e ceva rău. Marx nu avea sentimente foarte bune pentru religie, dar nu ăsta e sensul declarației lui. Marx spune altceva. Opiumul în acea perioadă era folosit ca medicament pentru eliminarea durerilor. Și astăzi opiaceele sunt o clasă de medicamente care ușurează durerile. Și Marx spune, oamenii suferă,
Soluția ca să nu mai sufere este să se revolte, să declanșeze revoluția. Dar ei nu pot declanșa revoluția pentru că sunt adormiți, sunt înmuiați așa în puterea lor de acest opium. Religia îi consolează prea mult și nu îi lasă să se revolte. Asta e sensul declarației. Religia este opium pentru popor. Ajungem în veacul al 20-lea, ultima fază a vechiului ateism, cu, bineînțeles, curentul existențialist. Nu insist foarte mult pe el, dar vă dau așa câteva nume, dacă vreți să aprofundați acasă, ar fi foarte bine. În Franța vorbim de Sartre, Jean-Paul Sartre și Albert Camus, doi existențialiști. Și tot în Franța vorbim și de doi români, la fel existențialiști, mă refer aici la Emil Cioran și la Eugen Ionescu. Existențialiști mai ales în zona absurdului pe care ei îl identificau împreună cu ceilalți filozofi existențialiști. Lumea este absurdă, nu are sens. Acesta era ateismul lor. Nici a spus Dumnezeu este mort. Dar nu a spus-o nici măcar Nietzsche, nu a spus-o într-un soi de celebrare, da? Cum vedem pe la competițiile sportive. Dumnezeu este mort și lumea să sară în sus de bucurie. Știți cum s-a întâmplat? Poate unii și-aduc aminte, cei mai în vârstă și-aduc aminte, în 1989, când s-a anunțat că Ceaușescu este mort. Lumea a început să se bucure, să se pupe în stradă. Este unul dintre primele strigăte pe care eu l-am în memorie. În Bacău se striga pe străzi, Ceaușescu de Crăciun este porcul cel mai bun. O strigăt creștinesc și acesta, bineînțeles. Da, o bucurie, dar nici nu folosește în acest sens Dumnezeu este mort, ci e un strigăt al disperării. Dacă Dumnezeu este mort, înseamnă că totul este în van, totul e absurd, nu are niciun sens, nimic. E un întuneric fără nicio lumină. Și Sartre spune, ok, așa e. Ceea ce putem noi să facem este să existăm. Cum? Cum vrea fiecare să-și găsească un drum în această lipsă de sens? Totul este absurd, spunea Sartre, la vie absurd, viața e absurdă, totul. În schimb, noul ateism e altceva. Noul ateism e cu strigăte de bucurie. Dumnezeu e mort și noi ne bucurăm. Și numai că e mort, dacă nu e mort, hai să mergem noi să-l omorâm. Acesta este strigătul noului ateism. E un ateism de stil nou, atrăgător pentru tineri, la modă, cu haine frumoase, simpatic, carismatic. E foarte frumos și foarte la modă și foarte trendy să fii ateu de stil nou. Mai mult decât atât, noul ateism are o față mult mai umană, niște reprezentanți mult mai vizibili, oameni care își asumă această misiune. Practic a apărut undeva la începutul mileniului 3, în jur de anii 2001-2003, apare în jur la 4 personaje care au lansat un atac foarte virulent, neașteptat de virulent, nimeni nu se aștepta la asemenea atacuri, împotriva ideii religioase în general și a creștinismului în special. O violență verbală fără precedent, de la cuvinte efectiv de neredat până la modul agresiv în care se exprimau acești oameni, i-a făcut ca să fie cunoscuți drept cei 4 cavaleri ai Apocalipsului, o poreclă pe care și-au luat-o ei. Acești cavaleri, așa cum se intitulează, au debutat aproape simultan, fiecare cu câte o carte, după atacurile teroriste de la 11 septembrie. Și avem așa. Sam Harris este neurolog și specialist în științele creierului american și scrie cartea The End of Faith, Sfârșitul credinței, iar el ca neurolog spune religia, o boală mentală gravă care trebuie eradicată. Următorul este un biolog, Richard Dawkins, poate cel mai cunoscut dintre cei 4. Scrie cartea, debutează în această zonă cu cartea God Delusion, Dumnezeu este o amăgire, și spune că educația religioasă sau faptul că părinții și școala le transmit copiilor idei despre Dumnezeu este un abuz asupra copiilor, iar copiii care sunt supuși acestui abuz ar trebui izolați de abuzatori, deci inclusiv de părinții care îi educă în acest fel. Al treilea este un jurnalist care în 2011 a și murit, Christopher Hitchens, este din Marea Britanie, God is not great, Dumnezeu nu este mare,
e titlul cărții lui, o carte de satiră mai mult. Și ultimul, un filozof tot britanic, Daniel Dennett, Breaking the Spell, rupând vraja, vorbește la fel despre relele pe care religia le-a făcut. Pe 30 septembrie 2007, cei patru se întâlnesc într-o discuție live, filmată, liberă, cu Dawkins ca gazdă, acasă la el, și au rezultat două DVD-uri cu acest titlu, Cei patru călăriți ai Apocalipsei, care s-au vândut, nu ca pâinea caldă, mai ceva, iar în 2019 a apărut și scriptul, cartea care reda această discuție, cu o prefață de Stephen Fry, celebru actor britanic, pe care poate unii vi-l mai aduceți aminte din anumite serii de umor din anii 90, pe care le făceam împreună cu Hugh Laurie, cel care avea să joace rolul lui doctorului House, și care s-a inspirat din povestea lui Fry pentru a fi un ateu, dacă v-ați văzut acest serial, Dr. House, un ateu convins. Cărțile acestor oameni au fost scânteia, dar focul nu se aprinde acolo. Focul se aprinde și astăzi și continuă să se aprindă pe internet. Apologetul catolic Trent Horn, și vă recomand cărțile lui în domeniul ateismului, foarte bune, unele găsiți de descărcat online în engleză. Asta e deocamdată, nu știu dacă avem tradus foarte mult în limba română. Spunea că internetul este catedrala sau biserica noului ateism. Acolo veți vedea, într-adevăr, dezvoltarea cea mai mare. Blogări, vloggeri, podcasturi mai nou, oameni care descriu această experiență a ateismului. Bun, dar ce spun oamenii ăștia? Care sunt argumentele lor? Sunt multe, dar le-am grupat în trei argumente mari, trei caracteristici ale comportamentului lor și trei erori pe care le fac. Și aș începe întâi cu modul de comportament, ca să-i recunoașteți pe reprezentanții noului ateism. În primul rând este lipsa de respect. Nu de respect față de creștinism, față de persoana umană în general care are convingeri religioase. Religia nu merită niciun respect, nici toleranță, nici atitudine deschisă, nici permisivitate, nimic. Aici se apropie mai mult de antiteism, un curent care militează pentru interzicerea religiei. Textele lor sunt foarte, foarte dure de multe ori. Și m-aș referi aici la un exemplu. La un moment dat, Dawkins, nu de foarte mult timp, dezbate cu un tânăr, Alex Kanner, pe numele lui, un tânăr ateu, fost absolvent de teologie, și Dawkins îl întreabă, zice, nu știu cum ai reușit tu să termini o facultate de teologie. Cum nu ți-au luat mințile, adică îți pierzi mințile acolo, așa? Ai rezistat să-ți bagi aia în cap atâția ani toate prostiile alea? Pe bune, ești băiat inteligent. Și omul destul de stânjenit, să știi că erau niște lucruri interesante totuși pe care le discutam pe acolo. A, nu, n-ai cum, stai liniștit, niște tâmpenii n-ai. Ce ai căutat acolo? Da? Deci această atitudine foarte, pe care o veți vedea și în comentatorii cu care vă puteți întâlni uneori pe internet. Dacă vă mănâncă degetele să puneți un comentariu, să vedeți ce vine peste voi. A doua caracteristică a comportamentului este retorica foarte bună. Acești oameni sunt atrăgători, sunt culipici la public. Mă gândesc la Hitchens, chiar dacă e mort, videourile lui și astăzi se distribuie masiv, are un discurs foarte puternic și cu argumente ce par foarte raționale. Ca paranteză, Hitchens și-a făcut, și Fry și el, și-au făcut cumva un scop din a o denigra pe Sfânta Tereza de Calcuta cu niște lucruri absolut oribile pe care le încearcă să le spună. Și o să vedem imediat și de ce fac acest lucru. A treia caracteristică a comportamentului, un stil pasiv-agresiv, i-am spune, de a dezbate. Scopul nu este de a demonstra ceva, ci de a te face să te enervezi. De exemplu, eu îți spun ceva și tu îmi dai un contraargument. Eu nu mă refer deloc la ce mi-ai argumentat tu, ci spun altceva, încă un atac. Și fac asta de două, trei ori și tu, creștin fiind, dar și om, începi să te enervezi. În momentul în care te-ai enervat, am câștigat disputa. Vezi, n-ai argumente, ești nervos. De ce ești nervos? Stai calm, uite, eu sunt calm. Este un stil de dezbatere. Care sunt argumentele? Vă spuneam că sunt și trei argumente majore. Primul argument. Nu există nicio dovadă științifică pentru ideile religioase. Ce înseamnă dovadă științifică? Cum spunea Arghezi, vreau să te pipăi și să urlu, este. Nu avem dovezi empirice asupra existenței lui Dumnezeu. Al doilea argument,
și cu care rezonez cumva ca fiind cel mai puternic argument, cu care, la care trebuie să dăm un răspuns de multe ori, este suferința. De ce există suferință dacă Dumnezeu e bun și atotputernic? Și al treilea, toxicitatea religiei. Deschideți Biblia și veți vedea acolo ce enormități sunt scrise, sclavie și așa mai departe. Cruciade, terorism și lista continuă. Există și niște erori la care puteți fi atenți și dacă discutați tet-a-tet măcar cu oameni care intră în această zonă, să fiți atenți, să le recunoașteți și să le contracarați. Generalizări false de tipul creștinii cred, oamenii religioși spun. De multe ori e vorba de grupuri marginale. Și vi-l aduceam aminte pe Bill Maher. El spune la un moment dat, într-o emisiune, intră în direct cu un pastor american și îl întreabă: prietene, nu-i așa, voi creștinii sunteți cei care credeți orice idee fără să aveți nicio dovadă, nu? Și el și respectivul spune, da. Relatează istorisirea episcopului Robert Barron și spune, mi-am dat o palmă peste cap de am crezut că cad jos eu. Zice, nu, urlam efectiv la televizor, nu spune asta, nu e adevărat, cum să ne zugrăvești așa? Un punct pierdut pe o greșeală de dezbatere. Apoi o altă eroare, erorile de argumentare sau de logică. Omul de paie, adică construiesc un dușman care nu există și mă bat cu el. O, uite creștinii ce fac și ce dreg, poate creștinii chiar nu fac lucrurile alea. Apoi, și aici v-aș da un exemplu. Nu știu câți dintre voi l-ați citit sau ați auzit de Bart Ehrman. Da? Bart Ehrman este un critic textual al Noului Testament în special, cu asta se ocupă, și încearcă, spune el, demitizarea Noului Testament. Și vorbind la un moment dat într-un podcast cu un realizator ateu, îi spune, uite, tu ai avut aici în invitat un om care ți-a dat argumente pentru înviere. Da, nu există argumente pentru înviere. Și uite, hai să-ți dau un exemplu. Zice, nu avem nicio dovadă istorică că romanii permiteau îngroparea victimelor. Creștinii spun mormântul e gol, dar de unde știm că a existat un mormânt? Iisus n-a fost îngropat, romanii nu permiteau asta. Și Ehrman continuă, zice, a, da, știu, creștinii îți vor spune, au făcut romanii o excepție. Și tu îi vei întreba, dar de ce au făcut romanii o excepție? Păi da, era Fiul lui Dumnezeu și romanii doar nu credeau că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Ha, i-am prins. Niciun creștin nu-ți va spune că romanii au făcut vreo excepție, că era Fiul lui Dumnezeu. Romanii au făcut o excepție pentru că Pilat însuși se temea de o revoltă în Ierusalim în timpul unei sărbători unde erau peste 1 milion de evrei în zidurile unei cetăți. Întrebați orice specialist militar, nicio armată din lume nu rezistă având în față 1 milion de oameni. Nimeni. N-ai ce face. Omori 100, omori 1000, omori 10.000, dar restul se cațără pe tine. Și Pilat era pe bună dreptate speriat. Și le-a făcut toate mofturile. Vreți asta? Da. Ca să fie liniște în oraș. Creștinii asta spun. Asta spune și Iosif Flaviu, care îl descrie istoric fiind pe Pilat ca fiind un fricos. Bart Ehrman vine cu o minciună. Efectiv o minciună. Dacă nu suntem pregătiți, începem să ne punem întrebări. Oare n-are Ehrman dreptate? Dacă ne informăm mai mult, ne dăm seama că nu. Și ultimul argument ad hominem, adică care ține de om, oamenii sunt proști și așa mai departe. Nu voi sta aici foarte mult. Și mă îndrept spre încheiere cu partea noastră, a creștinilor, nu? Ce facem noi în treaba asta? Facem și lucruri bune, dar facem și greșeli. Și aș începe cu greșelile. Asta e, poate o să supăr pe cineva, îmi cer iertare de pe acum. În primul rând, ignoranța este un păcat al nostru. Nu cunoaștem nici ideile ateiste de multe ori și le caricaturizăm. Le mai citim de prin cărți de dezbatere anti-ateie din anii 50 sau 60, când ateii erau unii foști, nu știu, zugravi pe care partidul îi luase și îi pusese profesori de educație politică. Noi atei sunt, vă spuneam, da? Oxford, neurologi, oameni cu foarte bună pregătire, nu cizmari care au ajuns președinți, în niciun caz. Apoi necunoașterea propriei credințe, aici e mai grav. Asta, din punctul meu de vedere, este cea mai gravă. Necunoașterea Bibliei, necunoașterea corpusului de învățături creștine.
pe care nu le cunoaștem de multe ori și suntem ușor de manipulat. Necunoașterea științifică a unor argumente, asta e cea mai puțin gravă, nu suntem obligați cu toții să devenim savanți. A doua greșeală pe care o facem noi creștinii și din ce în ce mai mult este superstiția. Și aș rezuma superstiția într-o singură definiție. Dăm definiții greșite despre Dumnezeu. Dumnezeul nostru, al creștinilor, cel practic, cel teoretic pe care îl mărturisim la biserică, este un Dumnezeu parte acestui univers, o creatură poate un pic mai puternică. Un copil întreba la o cateheză, e Iisus mai puternic decât Superman? Iar catehetul a spus, nu știu. Bun răspuns, nu? Bună comparație. S-ar putea copilul să fie avut mai mult sens în întrebarea lui decât acel catehet. Așadar, modul în care noi creștinii facem PR, propagandă pentru Dumnezeu, e de multe ori găunos. O să te bată Dumnezeu. Mamă, i-ai ridicat-o unui ateu la fileu în cel mai frumos mod. Dumnezeul politician. Dacă ești cu Dumnezeu, votezi cu X. Și așa mai departe. Îi facem lui Dumnezeu tot felul de descrieri de ale noastre, care nu ne ajută. Un Dumnezeu prea mic, un Dumnezeu prea îngust, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu răzbunător, care nu atrage pe nimeni. De ce ar atrage, nu? Ultimul lucru, agresivitatea, provocată sau neprovocată, a urla din toți bojocii că eu sunt creștin, nu îmi câștigă nici aprecierea celorlalți, nici un argument. Și atunci ce facem? Eu vă ofer trei lucruri simple. În primul rând, ascultați. Ascultați-i pe oameni, ascultați-i pe atei. Sfânta Tereza spune că au devenit frații mei pentru care mă rog în fiecare zi. După acea noapte, după ce a văzut lumina, după acea noapte a încercării credinței ei, spune, n-am crezut că există atei în lumea asta. Am realizat că există și de astăzi sunt frații mei pentru care mă rog, nu dușmanii mei. Creștinism versus ateism, nu. Doi, documentați-vă, citiți, mai ales cei tineri. Nu aveți voie să fiți ignoranți. Nu trebuie să mai mergeți la bibliotecă să pierdeți zeci de mii de ore. Folosiți metodele, mijloacele moderne de a vă informa. Internet, ChatGPT dacă vreți, Google, ce o fi. Documentați-vă. Nu mai mergeți doar pe am auzit eu că s-a zis undeva, am citit pe net un articolaș. A scris unul pe Facebook. Nu fiți superficiali. Și trei, iubiți ateii. Cam greu. Bun. Avem și vești bune? Da. Am o carte aici. Am mai multe și o să vi le arăt poate mai târziu, dacă e cazul la întrebări. Am o carte care se numește Necredincioasa, a Ian Hirsiali. E cineva care a citit-o? Bun. Citiți-o toți. E o poveste extraordinară a unei fete născute în Somalia, într-o familie islamică și ieșirea ei dintr-un islam violent. Citiți-o. Femeia devine atee și unul dintre stâlpii noului ateism. Dar în noiembrie 2023, Ayan Hirsiali scrie un articol pe care vă dau doar finalul acestui articol. Avem nevoie de povești. Avem nevoie de povești care să ne salveze civilizația. Nu este nevoie să căutați amestecuri de New Age și mindfulness. Creștinismul are aceste povești. De aceea de astăzi nu mă mai consider un apostat musulman, ci un ateu decăzut. Desigur, învăț și mai am multe de învățat despre creștinism. Descoper puțin câte puțin la biserică în fiecare duminică. Dar am recunoscut în propria mea călătorie lungă, printr-o sălbăticie a fricii și îndoielii, că există o modalitate mai bună de a gestiona provocările existenței, și decât islamul și decât necredința. Iar Ayan se declară a fi creștină. După ce a lansat acest mesaj, Richard Dawkins a înregistrat rapid un mesaj, Ayan, nu ești creștină, nu ne lăsa, aproape implorând-o în lacrimi, să accepte o întâlnire cu el. Și acceptă în mai, pe 3 și 4 mai, Ayan Ali va dezbate împreună cu Richard Dawkins la New York. Sunt curios ce va ieși. Unde ne îndreptăm ca și concluzie? Chesterton spunea că omul care încetează să mai creadă în Dumnezeu nu crede. Nu că nu crede în nimic, ajunge să creadă în orice. De fapt, noul ateism, odată convertirea lui Ayan Hirsiali și altora, este pe moarte. Dar
se ridică un monstru, între ghilimele, mult mai urât. Papa Benedict al XVI-lea, înaintea morții, a avertizat asupra acestui monstru și ne spune, citez, neopăgânismul și alte forme de spiritualitate New Age pot reprezenta o formă de substituire a credinței creștine. E o temă poate pentru o nouă conferință. Dragi participanți în seara asta, creștinismul are o forță pe care ateii vechi și noi nu o înțeleg. Întrebat care e cel mai scandalos pasaj din Noul Testament, nu din Vechiul, Richard Dawkins a răspuns în cadrul unei emisiuni. Mă oripilează ceva la Noul Testament, o poveste de acolo pe care nu o pot înghiți, crucea. Aici e forța creștinismului, de fapt. Da, pentru că dacă vă gândiți la argumentele noului ateism, lipsa dovezilor, da, suferința, singurătatea și așa mai departe, toate aceste argumente sunt trăite de Hristos pe cruce, în acel întuneric la propriu care îl înconjoară. Dar după cruce vine învierea. De aceea îi oripilează și pe ateii vechi și pe ateii noi acest obiect, acest simbol, această realitate. Pentru că ne vorbește despre un Dumnezeu care suferă, un Dumnezeu închis la Auschwitz, care intră de bună voie în camera de gazare. Iar asta nu poate să accepte niciun ateu. Mulțumesc! Mulțumim din suflet domnule Vlad Ropotică pentru această conferință. Când am propus această temă, m-am gândit la faptul că chiar dacă această ideologie începe cumva să decadă, în realitate efectele ei sunt extrem de prezente. Și dacă am crede că toate aceste dezbatere au loc doar în Anglia sau în Statele Unite ale Americii, de unde provin acești cavaleri ai Apocalipsei, cei patru, plus o vreme a fost al cincilea cavaler, așa, Ayan Hirsi Ali. În realitate, această mentalitate e prezentă și în România, în generația tânără. Eu am rămas absolut uimit de mărturia unui tată, mi-a zis așa, zice, am o fiică de 17 ani, și trebuia să fac mirul și a venit într-o zi și mi-a zis, tate, știți, am zis că eu îl iubesc pe Dumnezeu, că vreau să fac mirul, vreau să spun că nu se va mai întâmpla nimic din toate acestea, vreau să știi că eu sunt atee. Da. Dar nu e cazul izolat. Sunt foarte mulți tineri sau adolescenți tineri care pur și simplu se declară atei sau, dacă nu se declară, cel puțin adoptă toată această gândire a noului ateism, tot suportul ideologic al noului și în principiu vor face lucrurile acestea, vor ataca creștinismul, nu au cultură, ceea ce foarte bine a evidențiat domnul Ropotică, pentru că acest nou ateism e propagat practic de niște oameni foarte subțiri din punct de vedere cultural. Deci, de Richard Dawkins, el este naturalist, dar el nu a studiat teologie, nu a studiat filozofie. Am urmărit unele dezbateri între el și John Lennox, profesor de matematică britanic, un om al credinței, dar și cu o rațiune foarte, foarte ordonată. La întrebări banale, Richard Dawkins pica la lucruri din astea. Mă duc aminte numai, apropo de Biblie, că Dawkins a propagat multe neadevăruri, de pildă, despre creștinism. Spunea, de pildă, că niciun istoric nu a vorbit despre existența lui Isus. Și Lennox a zis, sunt atâtea mărturii ale antichității. A, da, probabil că am uitat. Nu, recunoașteți că ați greșit. Cu mare greutate admit, am greșit. Există mărturii despre Iisus istoric și acestea sunt reale. Dar își permit să facă acest lucru și acest tip de joc ține.
Nu vreau să acaparez eu discursul, de aceea vă invit să adresați întrebări sau să exprimați păreri pe marginea acestei conferințe. E o temă și aș porni de la ideea aceasta. Cum se face că foarte mulți tineri din România, adolescenți și tineri, se distanțează de biserică și nu se mai regăsesc la urmă, nu se mai regăsesc în ambientul bisericii. Dacă sunt bilete scrise, poate cineva le adună, le puteți semnala sau vă rog să vă invit să luați cuvântul. Un microfon. Am să sparg eu gheața, eu sunt un pic mai bătrân față de asistența prezentă. Eu am trăit vremurile pe care le amintea Vlad aici, a vechiului ateism, da? Și am fost format în acest mod de a gândi al materialismului științific, cum era intitulat pe vremuri. Câteva lucruri care aș vrea să le subliniez. Nu am întrebări, dar câteva lucruri care aș vrea să le subliniez. Unul din argumentele pe care le susțin ateii, noi ateii, sunt lipsa existențelor, dovezilor materiale ale existenței lui Dumnezeu. Personal, mă gândesc că dacă ar exista un om de știință, un fizician, un matematician, care să facă o demonstrație logică a existenței lui Dumnezeu, eu personal, cu toate capacitățile mele, m-aș dedica să-i demolez demonstrația. De ce? Pentru că credința este o chestiune de alegere. Este o chestiune de a alege personală. În momentul în care cineva îți demonstrează că Dumnezeu există, tu rămâi doar un incult sau un om cu capacități mai dezvoltate, nu mai ai, cum să spun, nu mai există contribuția ta personală la credința în Dumnezeu. Da? Este doar o chestiune de demonstrație matematică pe care o înțelegi sau nu o înțelegi. O întrebare aș pune eu aici. Credeți că dacă ar exista această dovadă ultimă, absolută, filmată, așa, ar dispărea ateismul din lume? Probabil nu, pentru că și ei merg pe aceeași adică avem oameni, liberii. Pământul e filmat de sus, rotund. Și avem oameni astăzi, în secolul 21, care spun că pământul e plat. Apropo de... Da. Aveam și eu o adăugire la asta, apropo de posibilitatea de a demonstra existența lui Dumnezeu prin matematică. A fost întrebat o dată Papa Benedict al XVI-lea de un student, era o adunare cu tinerii și a fost întrebat: ce părere aveți, se poate, din cultura dumneavoastră vastă, poate fi demonstrată existența lui Dumnezeu pe baza matematicii? Și Papa a răspuns ceva de genul acesta, a zis: existența lui Dumnezeu poate fi dovedită din două mari cărți. Și a zis, una este Sfânta Scriptură și cealaltă este Marea Carte a Naturii. Da, Marea Carte a Naturii, și asta înseamnă că natura ne furnizează sau ne livrează multe argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Și aș mai cita aici în legătură cu asta părerea lui John Lennox, profesor de matematică, foarte respectat și om al credinței, foarte antrenat în aceste dezbateri despre ateism. El spunea un lucru, zice, afirmația că știința, mă rog, poate demonstra totul, apropo, îi spun, nu poate fi demonstrată existența lui Dumnezeu pe baza științei. El zice, afirmația că știința poate explica totul este o afirmație neștiințifică. Da? Adică orice om de știință recunoaște că mai există un ceva care nu poate fi demonstrat doar cu știința. Da? Adică undeva știința și ne ajută și... Adică Dumnezeu într-un final ne lasă nouă libertatea de a alege. Asta este o mare
un lucru foarte bun pe care Dumnezeu îl dă oamenilor, liberul arbitru. Noi putem să alegem și aici cred că poate fi o argumentație și pentru suferința din lume. Aveam pe cineva care la fel mi-a spus că copilul acasă a venit și a spus eu nu vreau să mai merg la biserică, uite ce se întâmplă în Ucraina, uite ce se întâmplă în Israel, pe unde se mai întâmplă, de ce permite Dumnezeu așa ceva? Dacă Dumnezeu ar interveni în istorie și ar spune lucrurile se întâmplă așa și așa și așa, am mai fi noi oare liberi? Oare lucrurile care se întâmplă în istorie nu sunt consecințele alegerilor noastre, ca oameni liberi? Că sunt alegeri bune sau alegeri rele? Asta ține de noi. Mulțumim mult. Microfonul la așa. Din sală, dacă avem intervenții, da, iată, Cristian, cred că da. Așa. Student. Da, să vină în față să rămână aici. Așa. Bine, rămâne aici. Bine. Eu, hai să mă vedeți. Hei, de vină. Eu m-am gândit la situații concrete care s-au întâmplat de pe parcursul vieții mele, din discuții cu persoane care nu cred, și am identificat două tipuri de persoane. Persoane care respectă, mă respectă pe mine și faptul că eu cred, și persoane care nu respectă și cumva au un stil agresiv prin care își argumentează. Și aș dori să vă cer un sfat sau cum ar trebui să procedăm în situații în care discutăm cu cineva agresiv, care efectiv scopul lui este doar să ne bage în roi, chiar dacă noi avem argumentele noastre. Sau a doua situație, când discutăm cu cineva care ne respectă și efectiv ne pune o întrebare sau o situație sau un argument la care nu știm, nu avem nicio idee sau ne pune în dificultate foarte mare. Cum ar trebui să procedăm ca să dăm totuși mărturie? Da, cam atât. Mulțumim pentru întrebare. Aș lua cu partea a doua. Deci avem o persoană, mă respectă, îmi respectă, au opțiunea, mă respectă ca om și îmi pune o întrebare la care nu știu un răspuns. Eu vă spun în primul rând ce să nu faceți. Și foarte mulți fac treaba asta. Nu am răspuns, dar încerc să încropesc unul. Nu faceți lucrul ăsta. E mai onest să spui, cel puțin momentan, nu știu. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Dă-mi o zi, două, trei. Și promit să revin cu un răspuns. Iar dacă voi creștini fiind promiteți să reveniți cu un răspuns, reveniți. Dar timpul folosiți-l, dați un telefon, întrebați pe cineva, căutați o informație, mergeți la o bibliotecă, mergeți pe internet, nu știu, faceți un efort de cunoaștere. Asta pentru partea a doua, cea cu persoana care mă respectă și pune o întrebare. Deci am o obligație de a mă documenta acolo unde nu știu. Ideea asta că pot să încropesc orice răspuns e periculoasă. Și vă rog să o evitați, pentru că ne poate conduce la niște lucruri să ne îngropăm singuri. Partea cealaltă, cu am o persoană agresivă care nu are alt scop decât să mă înfunde noroi, nu? N-am să vă dau sfatul meu, ci am să vă dau sfatul Scripturii și sfatul lui Iisus. El le spune apostolilor atunci când îi trimite, le spune atunci când veți intra într-o cetate, într-un oraș, într-un sat, în care oamenii vor avea această atitudine, scuturați frumușel praful de pe încălțăminte și plecați în altă parte. N-are niciun sens să forțezi o dezbatere cu un om care nu vrea o dezbatere. Pentru că dezbatere înseamnă o regulă a dialogului, un respect reciproc. Chiar dacă avem păreri diferite, nu plecăm dușmani, nu venim dușmani. Dar în momentul în care omul are un scop clar agresiv, n-are niciun sens. Lăsați-l să se liniștească și ascultați-l, iubiți-l și cam atât. Rugați-vă pentru el. Nu are sens să forțăm când nu e cazul o dezbatere. Mulțumesc mult. Avem aici și o întrebare scrisă. Unul dintre motivele pentru care Aian a renunțat la credință a fost rigurozitatea și pasivitatea unor obiceiuri tipice din cultura islamică. Uh-huh. În ce ne privește pe noi, creștinii, pe mine, creștinul în căutarea lui Dumnezeu,
cum putem proceda pentru ca religia, credința creștină, să nu se rezume doar la precepte statice. Cum putem trece la nivelul următor de credință vie în Dumnezeu? Mulțumesc! Nu de mult văzusem pe internet o persoană religioasă, n-am să spun denominațiuni, confesiuni și așa mai departe, care primise o întrebare, apropo, o întrebare, pe bilețel. Și tânărul care punea la o întâlnire de tineri, și tânărul care punea întrebarea spune așa: am avut relații intime înaintea căsătoriei și mi-a plăcut. Ce surpriză! Și zice, e păcat? Iar respectivul îi răspunde, dacă ai pus întrebarea asta, știind că e rău și ai mai pus, ți-ai pus vreodată problema că n-ar putea fi păcat, în fundul iadului ai să arzi. La acest gen de abordări se referă Ayan în momentul în care vorbește despre experiența ei în islam, în momentul în care o regulă, bună poate uneori, este dusă într-o extremă, sau când o regulă abuzatoare și complet ieșită din orice normă umană pune stăpânire pe o societate. Citiți experiența cei care n-ați făcut-o. În țările africane, în islam, țările islamice africane, încă se practică circumcizia feminină. N-am să vă descriu aici ce înseamnă. Ce pot să vă spun e doar că e o tortură pe viu față de fete. Asta a trăit Ayan, fiind făcut acest gest de către mama și bunica ei, persoanele în care avea cea mai mare încredere. Cred, vreau să cred, că noi creștinii n-am ajuns încă la performanțele astea, dar putem să avem și o formă de ateism practic, acasă. Secularismul e o formă de ateism practic, pe care îl gustăm cu tot mai mulți dintre noi. Ne comportăm ca și cum nu ar fi un Dumnezeu. Cum să-i facem antidot la lucrul ăsta? Să ne luăm mai în serios credința, nu regula, credința. Și cred că avem mult de lucrat la, după cum era la tânărul bogat, nu? După ce faci lucrurile astea, îți mai lipsește numai unul, dar noi n-am ajuns să le facem nici pe alea care el le făcuse. Mai avem încă de lucrat. Da, a mai scris cineva, este o diferență între a ști că există Dumnezeu și a crede că există Dumnezeu. Era un pic discursul lui domnului Florian. Da, a ști și a crede. Eu cred... Se anulează cele două? Deci dacă, da, se anulează. Dacă știu, deci nu mai cred? Sau... Da, se anulează, părerea mea, și e părerea, de exemplu, a părinților bisericii care ne spun că cele trei virtuți teologale despre care vorbește Sfântul Paul, credința, speranța și dragostea, doar una dintre ele va supraviețui eternității, și anume dragostea. Pentru că și speranța și credința își vor găsi împlinirea în a ști. Sfântul Paul spune că acum vedem difuz, ca într-o oglindă, nu discernem, nu știm, credem. Vom ajunge într-o zi în care să știm, să vedem, să atingem. Și acolo nu mai e necesară credința. Dar până atunci eu nu cred că vreunul dintre noi știe că există Dumnezeu. E mare lucru să știi. Cred că doar, nu știu, cei care au avut epifanii reușesc acest lucru. Noi ceilalți credem că există Dumnezeu. E ceea ce Iisus îi spune lui Toma la o săptămână după înviere. Da? Tu ai crezut că ai pus mâna. E bine de cei care o să creadă fără să pună mâna. Noi toți credem, nu cred că știe vreunul dintre noi. Da, și credința are grade de certitudine, evident, nu? Evident. Da, așteptăm alte intervenții. Aș mai lua eu aici un de pe bilețele, am patru și ar trebui răspunse. Da, mai sunt. E o întrebare, n-am să o citesc integral. În care e o întrebare foarte practică. În cazul în care avem oameni care au avut de suferit din cauza comportamentului uneori extrem și dur și violent și abuzator a unui om al credinței. Și din această cauză se poate ajunge, nu, și la ateism. Și întrebarea e ce poate determina această persoană să-și schimbe în rău viața.
Și un alt exemplu dat aici de oameni care la un moment dat își trăiau credința și la un an, doi, trei, abandonează această credință. Deci cumva are două fețe întrebarea. Într-adevăr, omul este supus greșelii, omul va greși. Și apropo de această întrebare și de mențiunea care o făceați la început cu cursurile de formare la preoți, a fost la un moment dat, am discutat această întrebare, apropo de abuz, de exemplu. Ce îi spui unui om care a trecut printr-o situație de acest gen? Și am primit niște răspunsuri foarte bune. De exemplu, procentul de abuzuri care se întâmplă în biserică și se întâmplă în alte instituții. Ceea ce nu demonstrează că în biserică sunt mai mulți abuzatori decât în altă zonă. Și așa mai departe, răspunsuri foarte bune. Dar ele funcționează doar în cazul unei dezbateri, să spunem, intelectuale, pe cum o avem noi acum. Dar când am un om care a trecut pe acolo, nu mai funcționează. De aceea revin. Ascultarea e un lucru foarte bun. Și cred că e unul din lucrurile pe care Papa Francisc le repetă destul de des. Această deschidere și ascultare a celui care are ceva de spus. Să-l ascult. Noi de multe ori nu ascultăm, noi punem etichete. Da, e cu tare, știți? Și avem nevoie acești oameni să-i ascultăm. De ce s-a depărtat de credință? Care este cauza? Pot să găsesc niște răni foarte profunde care trebuie tratate altfel decât să-i dau o statistică rece. Ok, alt bilețel. Asta îl las la urmă, că e foarte frumos. Faptul că religia creștină este o credință religioasă printre atât de multe credințe religioase în această lume poate fi un argument pro-ateism? Ce răspuns cere o astfel de problemă? Scurt, da, poate fi un argument și ateii îl folosesc și spun fiecare om de pe planeta asta are înțelegerea lui despre Dumnezeu. Și fiecare spune că Dumnezeul lui e cel adevărat și ceilalți sunt falși. Înseamnă că nu există Dumnezeu. Acum vă întreb, dacă fiecare dintre voi sau dintre soțiile, mamele, prietenele voastre sau bucătarii voștri preferați gătesc și unul spune că îi place mâncarea într-un fel și alta în alt fel, asta înseamnă că nu există mâncarea? Faptul că avem gusturi, percepții, idei diferite anulează principiul de bază? În niciun caz. Ci avem percepții diferite asupra acelui lucru. Gândiți-vă cum ar fi un argument pro-inexistența fotbalului. Știți, fotbalul nu există, e o iluzie. Păi uite, tu zici că ții cu Steaua, tu cu Dinamo, tu cu Liverpool, tu cu nu mai știu cine, tu nu te uiți deloc. Nu există fotbal. N-are cum fiecare să creadă altceva. Păi tocmai asta e ideea. Că oamenii, asta e un argument pe care Eliade îl folosește pentru credința în Dumnezeu. Pentru că el spune, în orice cultură, în orice timp, în orice spațiu, există un homo religiosus, o pornire religioasă în om. Asta e un argument pro-existența lui Dumnezeu. Dar da, te îl folosesc împotriva existenței lui Dumnezeu. Și ultimul, înainte de cel frumos, și apoi poate mai luăm din sală dacă mai sunt. În ziua de azi se mai poate crede în puterea exemplului pentru a-ți atrage prietenii, studenții spre Dumnezeu? Da și nu. Evident că exemplul e vital. Dar gândiți-vă că noul ateism, e tema noastră, susține că moralitatea și comportamentul moral nu îi aparține doar religiei. Pentru că noi, oamenii credincioși și religioși, am argumentat foarte mult timp că fără religie omul ar cădea în amoralitate. Și atunci noul ateism spune, nu, nu, poate să existe moralitate determinată pe alte baze decât baze religioase. Și atunci dacă am un om care se comportă moral și am cunoscut, vă spun cu siguranță, atei cu un comportament exemplar, asta înseamnă că mă determină pe mine să devin ateu? Deci și comportamentul are o limită, nu idealizați acest lucru. Da, într-adevăr, putem vedea acest lucru. Dar Ayan, vă dau exemplu ei, folosește după convertire, folosește un argument foarte interesant. Apropo de suferință, că e argumentul preferat al noului ateism. Și spune, bun, hai să nu mai explicăm de ce suferim. Hai să vedem cum acționăm în fața suferinței.
Și creștinismul, de 2000 de ani încoace, acționează exemplar în fața creștinismului, în fața suferinței. Și vă mai dau un titlu, nu știu cât ați citit-o, dar vă recomand, Tom Holland, la momentul scrierii cărții, ateu, la acest moment și el creștin. Holland a scris o cercetare despre creștinism, ca ateu, dorind să demoleze creștinismul. Până când și-a dat seama că scrie o apologetică a creștinismului, și-a dat seama că multe din cuceririle de bun simț și de bun gust ale Occidentului sunt ale creștinismului, inclusiv cele care țin de tratarea suferinței omului. Creștinii au fost primii care n-au mai aruncat bebelușii pe supoduri în Imperiul Roman, ci i-au salvat de acolo. Mai ales fetele care erau aruncate de familiile nobile, de exemplu, pentru că nu se calificau și trebuiau omorâte, erau abandonate, erau salvate de către creștini. Și Holland face așa o trecere prin toată istoria creștinismului și după ce scrie această carte, la câțiva ani Holland mărturisește că a devenit creștin. Și e interesant acest lucru. Iar Dawkins îi răspunde lui Ayan și spune, nu mă interesează ce faci, că el spune ce fac creștinii. E mai important în viața asta decât ce faci, ceea ce crezi. Deci, vedeți, avem nevoie să le îmbinăm și pe una și pe cealaltă. Avem nevoie, cum spunea Sfântul Petru, să dăm socoteală de speranța care este în noi. Avem nevoie și de partea teoretică. Eu îmi trăiesc viața, sunt creștin bun, lumea o să vadă asta la mine și nu-i nevoie să spun eu nimic. Nu. E nevoie. Iar creștinii au știut asta dintotdeauna. De la primele simboluri apostolice, de la crez, de la Nicea, de la Constantinopol, creștinii au spus, bun, bun, trăim credința, dar e nevoie să o și mărturisim corect. E o tensiune veche, se numește tensiunea dintre ortodoxie și ortopraxie, adică ceea ce credem și ceea ce trăim. Niciuna nu e completă fără cealaltă. Nu putem trăi fără a crede corect, nu putem crede corect fără a trăi corect. Nu merg separat. Bun. Cam asta a fost la mine aici și mai am ăsta care îl păstrez la final. La urmă, da. Așa, dacă mai sunt intervenții din sală, sunt binevenite. Până una altă mă gândeam ce zicea... Aveai o întrebare? Atunci... Mă gândeam ce zicea odată, tot așa, în conferințele lui ironice, Christopher Hitchens. Zicea așa că îl prezenta pe Dumnezeu astfel. Zicea, Dumnezeu este a celestial big brother who spoils our fun. Adică, da, este un big brother ceresc care ne strică distracția. Nu știu, e posibil ca mulți creștini, nu zic doar de tineri, zic de toți, nu e vorba de tineri, dar inclusiv tinerii sau adolescenții, copii, să-L perceapă pe Dumnezeu ca un big brother, de acolo care din cer ne strică distracția? Cu siguranță că da, și cu siguranță că, asta vă spuneam, una dintre greșelile pe care noi le facem creștini fiind este să zugrăvim o imagine distorsionată a lui Dumnezeu. Și ori o distorsionăm într-un sens că e un Dumnezeu, nu știu, contabil. Știți? Contabilul care are toate registrele și scrie intrări, ieșiri, așa e și Dumnezeu. Stă și scrie și cum ai comis una zdrang și zici, a, vezi? Vezi? De-aia ți s-a întâmplat. Eu ți-am zis. A fost acum câțiva ani, dacă vă aduceți aminte, scandalul acelor manuale de religie. Cu Vasilică care nu făcuse nu știu ce și când a ieșit din școală Vasilică l-a călcat mașina. Și domnul Emil Moise, un ateu de frunte al României care a militat pentru interzicerea orei de religie, i-am dat dreptate la acea problemă. Nu poate exista un asemenea manual în școală. Ok, dacă tu vrei să spui chestia asta acasă, ok, e problema ta. Dar în școală nu poate exista cu Vasilică care... Nu știu, i-a tras o palmă colegului și când a ieșit din școală, l-a călcat mașina. Nu. Și atunci, noi facem această eroare în a-L vedea pe Dumnezeu, vorba lui Hitchens, nu? Că ne strică distracția. Sunt tânăr. Ce are Dumnezeu cu, nu știu, cu viața intima mea? Aici. Și noi creștinii trebuie să ne gândim cum prezentăm această viață intimă. Este un călugăr, cred că franciscan, și găsit serialul, cred, pe Netflix, care vorbește cu un grup catehetic, practic, despre viața intimă, scrie și o carte, cred că e polonez, și îi ajută pe oameni să înțeleagă frumusețea sexualității umane dincolo de clișeu.
clișeu bisericesc sau clișeu lumesc, că le putem avea pe amândouă. Totul pentru plăcere sau nimic, nimic cu plăcere. Pentru că și noi creștinii de-a lungul timpului am zugrăvit în niște culori, mai puțin distracție, apropo, da? Vorba lui Hitchens. Niște culori cenușii. Am mers pe niște preocupări foarte stricte. Obsesia păcatului în care omul să stea totdeauna să se gândească. Am spus aia, am pupat fata, am luat-o de mână. Oare ea, gata, las povadă, dar nu mă duc, mi-e rușine. Și așa mai, și vedeți, se acumulează niște tensiuni de genul ăsta. Nu. Dacă l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum, nu cum vi-l propun eu, așa cum biserica îl mărturisește corect de 2000 de ani încoace, ar fi un lucru foarte, foarte bun. Dacă încercăm noi să facem, cum era prin Evul Mediu, contabilitatea păcatelor și cum stă Dumnezeu și pentru nu știu ce câți ani îți dă în purgatoriu și pentru nu știu ce păcat îți mai dă 2 ani și nu ne ajută, chiar nu ne ajută. Da, moralitatea în schimb, și aici e un alt lucru și închei intervenția pe această întrebare. Moralitatea e un lucru care deranjează. Trebuie să fim conștienți și de lucrul ăsta. Regulile nu plac. Eu am acasă o fetiță de 4 ani. Nu-i plac regulile. Și nu-i plac nu de la 4 ani. Nu-i plac de la 1 an. Cui seamănă? Și mamei și tatălui. Că niciunuia nu ne plac regulile. Haideți să fim serioși. Am lucrat pentru o perioadă într-o mănăstire. Aveam birourile lângă o mănăstire. Și ne intersectam din când în când cu călugării de la mănăstire. Mănăstire din Iași. Și unul din călugări, de fiecare dată când îl întrebam, așa, din politețe, bună dimineața, bună dimineața, Doamne ajută, ce faceți? Eu numai la ascultare, eu ascultare, atât, altceva nu fac. Adică și ascultarea asta, dacă e numai cu ascultare și ești așa încrâncenat și eu numai ascultare fac, altceva nu fac. Bine, nu, faceți ascultare în continuare. Da, dar și nu numai atei, nici noi creștinii nu-L vrem pe Dumnezeu să se bage în moralitatea noastră. Ne-o creăm noi pe noastră uneori, de asta spuneam de un ateist practic pe care s-ar putea să-l trăim uneori. Oricum aici e undeva o chestiune așa cumva cu două tăișuri, nu? Pe de-o parte, e important să înțelegem valoarea normelor morale, inclusiv în câmpul sexualității, dacă vorbim de acest domeniu, dar ceea ce probabil lipsește foarte mult este motivarea, fundamentarea acestor. Noi ne obișnuim doar să spunem, nu-i voie. Așa a zis Dumnezeu, nu e voie, n-avem ce comenta. Nu? Omul zice, vreau să înțeleg mai bine de ce acest lucru. Pentru că omul aderă mai ușor la un principiu moral în momentul în care este motivată, sau principiul respectiv este motivat, este argumentat, se aduc exemple și atunci omul înțelege. Dar poate e mai simplu să-i spui unui, știu, și părinții uneori spun copilului, nu se face asta pentru că nu se face și copilul nu înțelege și are o problemă, nu? Pe de altă parte, trebuie să cred, este și latura cealaltă, când noi ne putem, să spunem așa, prevala de ideea asta, domnule, nu, lasă-mă cu Dumnezeu în pace, e cel care îmi strică așa, pentru că cumva Dumnezeu pune o presiune pe conștiința mea. Am găsit aici într-o carte, mie îmi place acest autor, Mitropolitul Antonie, este ortodox, de origine rusă, dar trăit în Occident, un om foarte luminat și filozof. El vorbește de un preot care, într-un moment al vieții lui, înainte de a fi preot, a fost ateu. Și când era ateu, a mers și s-a întâlnit cu un preot de la țară și i-a povestit un pic istoria lui. Și preotul acela, după ce l-a auzit, i-a zis așa, zice, uite ce, important nu este că tu nu crezi în Dumnezeu. Important este ca Dumnezeu să creadă în tine. Și a zis, du-te acasă, i-a zis, și încearcă să-ți amintești când ți-ai pierdut credința. Și atunci el și-a amintit că atunci când era copil, mama îl trimitea, era în Rusia istoria asta, când îl trimitea duminica la biserică, îi dădea o copeică, copeica fiind subunitatea rublei. O copeică s-o pune în pălăria unui orb. Și punea în fiecare duminică copeica acolo, mergea la biserică, era în față acolo, era bucuros, se ruga, cânta. În fine, la un moment dat a văzut el
un magazin, un căluț din lemn și a plăcut atât de mult și a zis mamei să-i cumpere căluțul și mama a zis nu pot să ți-l cumpăr, nu ți-l cumpăr. Și atunci ce a făcut? A început duminica următoare, n-a mai pus copeica în pălăria orbului, a pus în buzunărelul lui. Și duminica cealaltă, și duminica cealaltă, ba chiar dorindu-și atât de mult calul, l-a jefuit, a luat banii din pălăria acelui orb. Bun, după aceea, în momentul în care a făcut gestul acesta, nu mai avea curajul să meargă în biserică, în față. Da, mereu mai în spate și apoi s-a retras. Când a ajuns student, l-au convins niște studenți atei că, dom'le, dar unde, ce Dumnezeu? Nu există niciun Dumnezeu. Deci ateismul ăsta este calea, dacă vrei tu să fii o persoană împlinită. Și el, practic, a adoptat ateismul sau distanțarea de Dumnezeu ca o manieră de a-și, să spunem, amuți vocea conștiinței. De ce zice aici Mitropolitul Antonie? Zice, în momentul în care cineva zice că este ateu, zice, decât să intri într-o dezbatere de tip, într-o dezbatere de idei care poate nu duce nicăieri, încearcă să-i adresezi întrebarea. Cum ți-ai pierdut credința? Sau în care moment al vieții tale ți-ai pierdut credința? Și atunci s-ar putea respectivul să afle lucruri interesante despre propria lui istorie. Bun. Dacă mai este vreo intervenție din partea celor din sală. Așa, dacă nu, nu mergem cu ultima întrebare. Hai să vedem, mergem cu ultima întrebare. Cum uite, să ne lăsăm? Cineva mai avea o întrebare. Da, sigur, sigur. Așa. Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ați povestit, ce ne-ați învățat, să zic așa. Întâmplător am citit și eu cele două cărți pe care ne le-ați recomandat. Am văzut mâna. Aian e una din eroinele mele, o urmăresc de foarte mult timp. Țin minte și acum primul interviu cu ea pe care l-am văzut la Dave Rubin, într-o locație ascunsă, încă era urmărită. Era protejată. Da, încă era protejată după celebru atentat asupra prietenului ei, regizorul olandez, Theo van Gogh. Uh-huh. Și cred că e interesantă și binevenită discuția asta și e nevoie să o aprofundăm. În același timp am și niște idei vis-a-vis de relația cu atei. Eu am prieteni, amici atei. Și cumva am o părere interesantă pentru că în 2018 am fost la București la o conferință a lui Dennis Prager. Prager e unul din campionii dezbaterilor cu foarte mulți din membrii noului ateism. Și are o afirmație foarte interesantă. Evreu. Poftim? E un evreu. Evreu, da. Uh-huh. Practicant, uh-huh. Admirator al creștinismului de tip protestant. Da, Prager da. E una din... din platformele creștine, aș putea spune, foarte importante, în care e prezentat mesajul. Foarte mult timp acolo au vorbit Ayan și soțul ei, istoricul englez Niall Ferguson. Uh-huh. Și are o apreciere foarte interesantă pentru Hitchens. Despre el spune mereu că e the deeply moral person. E singurul dintre atei despre care spune chestia asta și îl respecta. Și aici e părerea mea foarte interesantă. Eu cred că am avut nevoie, cel puțin de Hitchens, pentru că dacă n-ar fi existat acele dezbateri, nu i-am fi cunoscut pe John Lennox, nu i-am fi cunoscut pe William F. Buckley, nu i-am fi cunoscut, nu l-am fi cunoscut pe Prager. Și William Lane Craig. Exact, exact. Niște discuții foarte interesante care cumva au permis... să se dea un pic la o parte colbul și să devină mai viu creștinismul. Eu pe Hitchens să-l pun în oglindă cu un alt erou de-a meu, tot un evreu secularist, cu Andrew Breitbart. Și aici e importantă relația pe care o avem noi cu ATI, pentru că aici de-aia câștigăm noi bătălia culturală, ca să zic așa.
Pentru că avem argumentele puternice. De exemplu, Hitchens e cel care scrie argumentul secularist pentru filozofia pro-life. Eu îl folosesc și acum în dezbaterile cu atei, scris în 2007 în Vanity Fair, o revistă de fashion unde el avea așa și e dezarmez. Mai ales... Și Dawkins argumentează foarte mult, dacă tot ai deschis subiectul, Dawkins argumentează și vă provoc să folosiți argumentele lui Dawkins împotriva ideologiilor de gen. Exact, exact. Da, argumente științifice ale unui biolog foarte, foarte puternice. Da, da, da. Și asta mă gândeam că e atitudinea și mai ales atitudinea plină de iubire. Și am aici un exemplu care mi-a rămas pe retină al Papei Francisc, despre care a scris inclusiv un cunoscut jurnalist ateu de la noi. Așa, la un moment dat un băiețel îl întreabă pe Papa Francisc despre tatălui care nu era credincios și dacă se duce în iad. Și în momentul ăla Papa refuză să-i dea un răspuns clar. Nu încearcă să o facă pe interesantul, pe superiorul, doar îl împlățișează și spune doar atât, că Dumnezeu e iubire și trebuie să aibă încredere. Nu încearcă să-i dea un răspuns clar, să facă o argumentație, o dezbatere acolo, să înceapă. Și cred că asta e esența. Și cred că devine și mai important să facem chestia asta în lumina noilor provocări, pentru că, așa cum spuneați, noua ateist, să zicem că a trecut. Acum apar prostii mult mai puternice, de genul argumentației că liberul arbitru nu există, din cartea lui Robert Sapolsky, care e filozoful New Age la mod acum. Am văzut videoclipurile lui de la Pătraru sau de la Ziafet, da, da, care au zeci de mii de vizualizări și mi se par mult mai periculoase. Da, pentru că noi atei veneau pe o structură de dreapta conservatoare, care exact, e pe moarte, ori noile ideologii vin pe o filieră de stânga, mai agresivă, dacă se poate mai agresiv decât nou ateist, dar se poate. Exact, exact. Și e altă otravă acolo, tot o otravă, dar e altă, de alt gust. Da, da, da. Da, foarte, foarte faine observațiile. Mulțumesc foarte mult pentru observații. Pe pregări l-am urmărit și eu destul de mult timp. Dezbaterea pe care o menționai și cu John Lennox e acea dezbatere fantastică, nu mai țin minte universitatea care i-a pus pe cele două grupuri. Cred că la Stanford era. Cred că la Stanford a fost cu cele două grupuri față în față, două grupuri mari. Exact. Iar în boxa creștinilor erau William Lane Craig, erau John Lennox, dar mai era cineva. Era un domn numit Peter Hitchens. Peter fratele Hitchens lui este fratele lui Christopher Hitchens, ateu ca și fratele lui până la maturitate și acum unul dintre cei mai mari apărători ai creștinismului. Citiți povestea acestor doi frați, este absolut fantastică. Și Peter Hitchens își scrie autobiografia și în care îl include și pe fratele lui, pe Christopher, mort, vă spuneam, de cancer în 2011, și e într-adevăr fascinant să vezi o poveste de familie, cum s-au certat, cum s-au împăcat, exact, până la urmă ateul militant a ajuns să-și respecte măcar fratele. Da, da, da. Ei care nu respectă pe nimeni. Dar e într-adevăr Peter Hitchens. Și a avut și o relație foarte interesantă cu medicul lui care l-a tratat, oncologului, pe patul de moarte, care era creștin practicant. Da. Și pe care Hitchens îl respecta foarte tare. A fost astăzi singurul care l-a convins să facă chimio. Și e foarte fain acea autobiografie și, într-adevăr, da, avem motive să ne apropiem uneori, să învățăm și să intrăm în dialog. E una din șocurile culturale pe care le vedem câteodată la propunerile Papei Francisc de a dialoga cu cei diferiți decât noi. Și în buna noastră râvnă pentru credință, ce să căutăm noi să dezbatem cu ăia? Să ne lasem pace în credința noastră. E un foarte bun pas de a ne apropia și de a învăța. Spre final, spre întrebare. Da. Mergem la întrebare. Mulțumesc frumos. Mulțumim pentru intervenție. Întrebarea finală face referire la acel titlu de carte pe care îl menționam, Surprins de bucurie. C.S. Lewis, și el ateu mulți ani, unul dintre cei mai cunoscuți convertiți ai secolului 20, cu o poveste pe care nu vreau să o stric eu prea tare, vă las să o citiți, un autor care fascinează și copii și adulți deopotrivă, de la The Chronicles of Narnia până la
surprins de bucurie și creștinism pur și simplu, într-adevăr, e un autor extraordinar. Și el folosește această expresie, surprins de bucurie. Întrebarea sună așa, cum să ne lăsăm surprinși de bucurie când ne simțim în întuneric? Pe lângă experiența lui Lewis, care îl descoperă pe Dumnezeu când nu se aștepta, vă recomand și experiența Sfintei Tereza recitită și reînțeleasă uneori și prin bunăvoința părintelui Lucian Farcaș o să avem în curând o carte a unui autor german sau ceh, cred, despre Zaheu și ateism, foarte frumos. Am citit manuscrisul tradus și o să fie într-adevăr un deliciu. Iar în introducerea acelei cărți, ideea e următoarea, apropo de această întrebare. Cele trei virtuți teologale de care vorbește Sfântul Paul sunt reduse toate la răbdare. Atunci când sperăm, avem răbdare cu noi înșine. Atunci când iubim, avem răbdare cu cel de lângă noi. Iar atunci când credem, avem răbdare cu Dumnezeu. Iar cu Dumnezeu uneori trebuie să avem răbdare. Asta spune și Lewis. N-a fost un moment al convertirii în care mi-a zis cineva ceva și eu am zis, a, da, ai dreptate. Nu. A fost o seară singur în camera lui, pe genunchi, fără să-și dea seama, în care l-a cuprins acea bucurie. E o surpriză a bucuriei. E foarte bine formulată întrebarea. Cum să ne lăsăm surprinși de bucurie? Lăsați-vă surprinși. Nu căutați neapărat această bucurie. Pentru că ideea modernă și postmodernă este să căutăm tot felul de bucurii. Să ni le facem noi dacă nu putem. Pune-te pe tine pe primul loc, plătește-te pe tine primul și așa mai departe. Bucură-te tu pe tine. Dar ideea aici e lasă-te surprins. Nu fă niciun efort. Și aici, cel puțin gândirea creștină orientală și mistică orientală e foarte frumoasă să vedem tocmai această abandonare a omului. Mă las ca Dumnezeu să mă surprindă. Noi occidentali suntem așa mai cartezieni în gândire. Vrem noi să le ordonăm, punse logic, rațional, toate să iasă acolo la virgulă și la punct. Toată trebuie să lăsăm și pe Dumnezeu să ne surprindă. Dar mi-a plăcut întrebarea, de asta am lăsat-o la final. Așa, apropo de răbdarea lui Dumnezeu și de răbdarea noastră cu Dumnezeu, m-am adus aminte de o poveste scurtă. În Germania am cunoscut, într-o parohie irlandeză unde mergeam să ajut când eram student la Roma, am cunoscut în parohia respectivă un galez care trăia în Irlanda, pentru că era foarte bogat și în Irlanda putea să-și protejeze mai bine interesele financiare. Omul ăsta și el și soția lui erau atei. Numai că acest ateu era cel mai bun prieten al parohului din comunitate. Și cu parohul, duminica după liturghia mare, mergeam la masă la acest ateu, Sinclair se chema, era și un excelent bucătar, un om cu simțul umorului, de bun simț, pro-valori, era căsătorit, ținea la căsătorie, la așa, ce înseamnă respectul, tot. Dar ateu. Și mă duc aminte că m-a zis odată, Sinclair m-a zis așa, zice, părinte, mi-aș dori să cred în Dumnezeu, că-i văd pe oamenii care cred și au ceva special, mi-aș dori să cred, dar nu pot. Nu pot, dar mi-aș dori. Și o spus așa, cu o durere în suflet. Am aflat că omul acesta a murit acum un an și ceva în urmă, Sinclair, avea vreo 87 de ani și după 20 de ani cât s-au frecventat parohul și Sinclair, cel mai bun prieten din sat, preotul și ateul din comunitatea respectivă, cu 3 zile înainte de a muri, Sinclair l-a chemat pe preot și a zis, vreau să mă botez, pentru că Dumnezeu așa, îl simt pe Dumnezeu acum și simt că sunt pregătit să fac acest pas. S-a botezat a doua zi cu martor, cu nu știu ce, și la două zile a trecut la Domnul, împăcat cu Dumnezeu și murind cu un suflet senin. În încheiere aș aminti îndemnul surprinzător al domnului Vlad Ropotică, care a zis, iubiți ateii. Poți să iubești ateii?
Am citit și eu din cărțile lor aici, mă gândeam la scrisoarea către o națiune creștină a lui Sam Harris, am urmărit, mă rog, și alte lucruri și materiale de ale lor. Într-adevăr, ateii sunt, exact ce spunea domnul Vlad Ropotică la început, o oglindă în care ne privim noi creștinii. Și cineva spunea că ateismul, cel puțin european și american, nu poate fi înțeles în afara chestiunii creștine. Sunt cumva două fațete ale unei realități. Da? Iar ateii, ca într-o oglindă, ne arată lucrurile unde poate nu stăm cel mai bine. Eu cred că pe marginea acestei discuții din această seară putem să ne dăm seama de un lucru sau suntem îndemnați să privim la o realitate, și anume în ce direcție se îndreaptă adolescenții și tinerii noștri. Aceasta este o imensă provocare pentru noi ca păstori, pentru noi ca o comunitate catolică aici în România. Pentru că trebuie să fim atenți la aceste două categorii. Dacă le ignorăm, probabil vom plăti un preț foarte scump mâine. Sunt oameni care spun, dar nu trebuie să ne preocupăm atât de mult, o să aibă grijă Dumnezeu. După mine, asta este un răspuns, să spunem așa, este o formă de indolență spirituală învăluită așa, într-un fel de aură spirituală. Nu. Lumea de mâine și catolicismul din Moldova, dar discursurile valabile și pentru Biserica Ortodoxă și pentru protestanți, creștinismul de mâine va arăta exact cum ne îngrijim noi astăzi. Dumnezeu ne-a creditat cu o imensă responsabilitate și mă refer aici la păstori, dar și la viitorii păstori, studenții care mâine vor fi preoți, iar dacă viitorul va arăta precar, asta va fi și pentru că noi vom fi avut partea noastră în configurarea șubredă a viitorului. De aceea văd în conferința domnului Vlad Ropotică în seara aceasta o provocare cu calmul vorbirii sale a tras niște semnale serioase de alarmă, ne-a deschis ochii spre a privi o realitate pe care noi adesea cred nu o percepem în adevărata ei proporție. Dacă Preasfințitul dorește să ne adreseze un cuvânt la final, așa, o impresie, un gând, o încurajare. Un cuvânt, mulțumesc. Mulțumesc părintelui coordonator al CCC, Centru Cultural Catolic, pentru că se îngrijește ca acest centru cultural să meargă frumos, a porni pe un drum foarte bun și are grijă ca în fiecare lună, o dată pe lună, de câte am înțeles, da, să aibă invitați laici de preferință, în cazul de față domnul Vlad Ropotică, căruia îi mulțumim din suflet pentru modul în care eu vă ascult cu plăcere și la Radio RGC FM, sunt pe drum de cele mai multe ori, duminica, și vă ascult cu plăcere, vă felicit și vă doresc mult succes mai departe și vă așteptăm și cu alte ocazii în mijlocul nostru pentru a ne prezenta diverse teme propuse de părintele Iosif Antili sau de altcineva. Discutăm, colaborăm totdeauna. Foarte frumos. Vă mulțumesc din suflet, o seară plăcută, mulțumesc tuturor participanților, Preasfințitului, părintelui Paru și tuturor celorlalți. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Și un cuvânt final aici. Așa. Mulțumim. Mulțumim Preasfințitului Iosif Păules pentru cuvântul pe care ni l-a adresat. Mulțumim Preasfințitului Petru Gergel, care e totdeauna prezent aici împreună cu noi. Amintesc două lucruri. Apropo de tema din această seară, editura Sapientia scoate în curând, probabil în maxim 3 săptămâni, o carte intitulată Pe drum în căutarea adevărului, care conține scrisori și convorbiri ale filozofului ateu italian Pier Giorgio Odifreddi,
cu Papa Benedict al XVI-lea. Este o carte foarte interesantă, abordează multe chestiuni, cu siguranță că sunt lucruri care interesează pe fiecare dintre noi. E bine să aveți în vedere această carte, care va apărea la editura Sapientia, și mă amintesc că editura Sapientia încurajează tot efortul nostru cultural, efortul nostru de a înțelege credința și pe bazele culturale. Părintele Daniel Iacobuț m-a mai rugat să anunț că de mâine seară încep misiunile aici în parohia Adormirea Maicii Domnului, la ora 18 va fi liturghia, iar la ora 19 va avea loc aici o întâlnire în sală a părintelui misionar, părintele Marius Staloș, cu tinerii. Da? Deci mâine seară la ora 19. Închei mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați onorat în această seară cu prezența. Sper că ați găsit răspunsuri la întrebări și când veniți altădată, faceți-vă curaj și puneți și mai multe întrebări, pentru că din întrebări și din răspunsuri se lămurește adevărul. Și închei mulțumindu-i domnului Vlad Ropotică, care ne-a surprins într-o manieră foarte plăcută, apropo de cartea lui Lewis, Surprised by Joy. Domnule Vlad Ropotică, ne-a surprins și ne-ați adus un strop de bucurie în suflet în această seară. Mulțumirile noastre! Mulțumesc și eu!